Vai, nu vrei așa ceva! Îl avem în studio pe domnul Constantin Cojocaru, actor, un mare, mare actor. Este primul om care l-a îndrumat pe Paul, după familia lui, să dea la teatru. L-a îndrumat să meargă la un casting pentru piesa A fost odată în Brooklyn, în regia doamnei Arina Delian. Au jucat împreună, sunt vecini și mai presus de toate sunt prieteni foarte buni. Nu mi-am dat seama că nu e ok cu atâta surpriză, pe cuvântul meu, deci mor înainte de vreme, îmi sare inima din piept. Noi suntem vecini de palier și domnul Cojocaru știa că eu eram la Palatul Copiilor cu, la un cerc de teatru, la Marian Marinescu. Și la un moment dat a venit, a bătut la ușă și zice, băi Paul, am răspuns chiar eu, eram singur acasă, vă aduceți aminte? Da, da. Zice, băi Paul, tu mai ești la cerc de teatru acolo, la Palatul Copiilor? Zic, da. Păi fii atent, uite, să dă la Teatrul de Comedie o probă pentru un puști așa ca tine. Dacă vrei să vii. Sigur că da, vin. Și când v-ați dus, v-ați urcat în lift, v-am oprit și zic, domnul Cojocaru, n-o să vă dezamăgesc. Neștiind ce în capul meu de ce am scos chestia asta pe gură. Pentru că după aia, când am ajuns acolo la probă, am vrut să plec. De ce? Păi pentru că erau studenți, absolvenți, iar eu eram clasa a 10-a. Păi da, dar era nevoie de un puști. Păi da. Și în rolul ăsta de puști veneau fel de fel de tip care se apropiau de 20 de ani și care făceau pe copii. Și care se dădeau mici, cum e Julieta la 40 de ani, care zice că e 23. Și așa. Și în momentul ăla mi-am dat seama că există cineva care este unicul, singurul, și care va face chestia asta. Sărâna. Na, și eu de acolo am sunat-o pe mama, că nu v-am mai spus treaba asta. Da. Am sunat-o pe mama de la probă și zic, mama, deci eu nu stau aici, eu plec. De ce? Păi sunt mulți băieți și sunt oameni cu școală. Păi nu era nevoie de dar. Da, și zice, nu stai acolo. Și zice, păi și ce îi spui domnului Cojocaru acum? Și zic, vai, nu pot să cred, am uitat că i-am zis că nu o să-l dezamăgesc. Păi da, așa ai zis. Și da, până la urmă... Dar uite, ca să vezi o chestie de, cum să spun eu, că-ți vine la un dat să spui ceva, nici tu nu știi de ce, ca dintr-o intuiție, băi, și chestia aia te ghidează după aia și trebuie să ții cont. Da, și uite normal. unde ajunge. Dar vreau să spun din punctul ăsta de vedere că prima dată când noi doi ne-am văzut pe palierul blocului în care locuim, am avut o impresie foarte puternică și foarte plăcută în același timp. Că un copil are niște ochi extraordinar de vii, de iscoditori și care ciudat, la momentul ăla, că erai puști, la momentul ăla dădeau înăuntru o seriozitate și o maturitate extraordinară. Foarte rar întâlnită în privirea unui copil. De-aia eu am fost absolut convins că întâlnirea cu Iarina și a fost odată în Brooklyn va fi un loc foarte bun pentru un început. Mulțumesc foarte mult!